Vreau să le doresc lor, în primul rând, mult succes și să împărtășesc probabil și bucuria pe care au părinții, pentru că copiii lor au fost cei mai buni în această competiție pentru a obține aceste burse. Sunt sigur că ele vor fi folosite la justa valoare. Nutresc speranța că toți din voi o să doriți să vă întoarceți acasă pentru a utiliza cunoștințele și experiența pe care o veți acumula, la sigur, în Slovacia, lucrând în interiorul țării noastre. Am spus nutresc, dar sigur că opțiunea întotdeauna vă va aparține. Pentru țară va fi benefic dacă acele cunoștințe, acea experiență va fi utilizată anume aici, în Chișinău sau în alte orașe și sate ale țării. Pasiunea mea pentru medicină a început încă din copilărie și nu știu, am o dorință, o ardoare de a studia medicină, îmi place foarte mult, adică mă văd doar în medicină, nu am avut alte opțiuni. Undeva 2 ani în urmă am aflat despre posibilitatea de aplicare pentru o bursă în Slovacia și mi-a fost așa o opțiune foarte interesantă. Și anul ăsta aplicarea a început în data de 29 martie și chiar în a doua zi deja aveam toate actele pregătite, am aplicat și până pe data de 15 iulie am avut foarte multe emoții. Bursa presupune pregătirea lingvistică, adică un an eu voi studia limba slovacă, curs intensiv, și voi studia obiectele de studiu, spre exemplu, chimie și biologie, voi studia în limba slovacă, ca la finele anului să dau examen de admitere la universitate. Я очень рада, что я выиграла. Для меня это на самом деле большой шанс. И я буду учить, изучать архитектуру, степень доктора. Также язык буду учить год. Да, я надеюсь вернуться домой и здесь применить все мои познания. И, конечно, чуть переживаю, но уверена, что все будет хорошо и все получится.